stai să vezi acum. Stai să vezi, dar prea multe cuvinte. Salutare faimo și lor și bine v-am regăsit la un nou episod Miercuri la Famous. Astăzi am să răspund comentariilor voastre de pe YouTube la noua mea piesă Nimeni ca noi. Am văzut atâtea comentarii pozitive din partea voastră la noua mea piesă și chiar mă bucur enorm și vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru toate gândurile bune pe care mi le-ați lăsat acolo. Haideți să vedem ce comentarii sunt aici. Hai să vedem ce spune Cronicile Sportului. Chiar azi mă voitam că de ceva timp am doar muzică veche în mașină. Mersi, Eduard, acum e mai fresh playlistul. Ești uimitor, băiatule, mi-amintești de Randy, iar asta e grozav. Îți mulțumesc din suflet și ce să zic, la cât mai multe drumuri lungi și frumoase și pline de muzică bună. Mă bucur că din muzica aia bună fac parte și eu. Weezy spune așa: Andrei Cosmina Florentina este îndrăgostită de el. Dar aici nu-mi dau seama dacă e un smiley face sau un sad face. Te rog, lasă-mi în comentariu ce este ca să știu dacă e bine sau nu e bine. Andreea Constantin spune: sunt o fană de la Negrileș, de unde ai fost la concert. I love you, Eduard. Andreea, îți mulțumesc din suflet, chiar și eu m-am simțit foarte, foarte tare la Negrileș și sper să revin cu mare drag și data viitoare și ce să zic, sper să ne revedem și data viitoare. Te pup! Marian Farcaș, încă una cu Ioana Ignac când? Marian, să știi că nu o să mai lansez nicio piesă momentan cu Ioana Ignat, dar am o surpriză pentru tine și pentru voi, o nouă colaborare pe care am să o lansez în cel mai scurt timp. Intrați pe contul meu de Instagram ca să vedeți despre cine este vorba. Rebe Inks: melodia asta a fost postată de ziua mea. Mă bucur din suflet și uite, cu ocazia asta îți urez la mulți ani, să fii fericită, iubită și tot ceea ce îți dorești tu să ți îndeplinească și chiar mă bucur că poate de ziua ta ți-am făcut o zi mai fericită. Nicușor Finit: această piesă va intra în topul melodiilor pentru că e așa frumoasă, mi-aduce aminte de o persoană pe care o iubesc. Mă bucur din suflet, Nicușor, dar să știi că piesele, în general, intră în top doar cu ajutorul vostru. Deci așa că dați share, dați like, dați comentarii ca să răspândiți cât mai mult piesa și să ajungă cât mai sus. Ana Maria Lehaci: vibe de vară și o inimioară. Versuri gândite. Nu știu de unde scoate Andrei atâta inspirație pentru așa versuri, dar clar că publicul mai are nevoie și de așa ceva, nu doar zgomot. Iar vocea lui Eduard dă foarte bine în piesă. Ana Maria, mă bucur să citesc, cred că cel mai frumos comentariu pe care l-am citit până acum. Da, într-adevăr, piesa are un vibe de super vară. Sincer, nici eu nu știu de unde îi vine inspirația asta foarte, foarte multă lui Randy. Cred că îl ajută foarte mult și priveliștea de afară și lacul și așa ce vede el prin jur. Dar cred că contează cel mai mult experiența pe care o are și de asta face niște piese foarte, foarte frumoase. Boronea, Boronea: cui nu-i plac piesele tale? Măi, să știi că dacă sunt și oameni care apreciază muzica ta, trebuie să fie și oameni care nu apreciază sau care sunt hateri. Adică se zice că dacă nu ai hater, nu ai succes. Și atunci trebuie să fie și. Că tot vorbeam de hateri, Raise Air spune așa: înainte erai fine. Acum nu mai sunt sau ce? Înainte de a mă lansa în muzică sau când? Când? Ana Maria: superbă melodia, păcat că la traducerea în engleză cineva s-a jucat puțin. Ana Maria, să știi că este traducerea celor de la Google, este o traducere automată, nu am pus-o noi, dar să știi că și eu m-am amuzat foarte tare și uite, cu ocazia asta mi-a dat o idee foarte bună ca la următorul single să punem o traducere în engleză. Cam atât pentru astăzi, faimoșilor, v-am pupat! Unde credeți că plec? Nu uitați să dați like, share și subscribe canalul nostru de YouTube Famous Production, să mă urmăriți și pe Instagram, aici. Dacă mai aveți întrebări pentru mine, le puteți lăsa la acest episod în comentarii și eu am să vă răspund într-un nou episod Miercuri la Famous. Vă pup! Pa!